viață cerească și flor vindecător. Bucură-te, casa pâinii și noian de bunătăți. Bucură-te, mângâiere celor slabi și de făinați. Bucură-te, cort de aur și porata nădejdii. Bucură-te, apărarea celor ce sunt în primejdii. Bucură-te, izgonirea bolilor nevindecate. Bucură-te de tare, celor ce cari în mână. Bucură-te de scale tare și nădejde nemăzute. Bucură-te de sprijinirea celor ce cad în ispită. Bucură-te fără de tare ca steaua luminătoare. Bucură-te de parascheva sfântă mult. Se vrea a fi un arc peste timp, o punte între ceea ce a fost în 38 cu ceea ce astăzi ne dorim a fi, un moment de legătură între veacul trecut și cel prezent. Ne dorim ca astăzi să ne aducem aminte de cei mai mari ai noștri, după când demnul Sfântului Apostol Pavel, care ne-au călăuzit și care ne-au povățuit și care ne-au deschis nouă căile către mântuire, care ne-au arătat lumina cea neînserată și care ne-au pus în minte și în suflet cuvântul de a fi, cuvântul de a face, cuvântul dătător de viață. Și aș vrea să-l nominalizez aici pe cel care, prin felul său de a trăi, prin învățătura sa, prin modul în care am reușit să coaguleze în jurul său cele mai luminate minți ale timpului, a marcat și a însemnat istoria, nu doar cu viața, ci și cu faptele pe care le-a săvârșit. Episcopul de frumoasă amintire, Melchisedec Ștefănescu, și-a găsit aici, într-un loc, în această grădină a copiilor, coibărit sub pământ, ca o sămânță ce aștepta să încolțească pentru a rodi veșnicia în sufletele noastre. Acest episcop minunat al Romanului a râvnit întotdeauna și a nădăjduit că școala va rămâne leagănul educației
și descoperirea frumuseții, iar Biserica va binecuvânta această frumusețe, peceplăind-o în inima atât a tinerilor, cât și a vârstnicilor. Pentru el, dar și pentru noi, locul acesta rămâne un leagăn de educație și de cultură. Rămâne locul în care, de câte ori pășim, ne cuprinde emoția vârstei de început. Și ne amintim cu plăcere și cu dragoste în același timp că am avut oameni care au știut să ne învețe buchea cărții, dar nu a cărții pentru a scrie literatură, ci a literaturii care se scrie în cartea vieții. Oameni care ne-au învățat că frumusețea nu constă în ceea ce pui pe tine, ci în ceea ce trăiești cu adevărat întru tine. De aceea ne aflăm astăzi aici, pentru a binecuvânta această frumusețe pe care sufletele copiilor o au și pentru a resfinți locul în care și-a găsit odihna veșnică episcopul de pioasă amintire Melchisedec Ștefănescu. Capela pe care o avem înaintea ochilor noștri a fost reabilitată și s-a restaurat atât cât ne-a fost cu putință în anul acesta, prin osteneala îndeaproape a episcopului nostru, înalt preasfințitul Părinte Ioachim, și prin purtarea de grijă a binefăcătorilor ce s-au îngrijit îndeaproape de bunul mers al lucrurilor și îngăduiți-mi să amintesc aici pe Părintele Protopop Dragoș Munteanu și pe Maica Dionisia Șchiopu, directoarea acestei instituții, și bineînțeles pe toți acei oameni de bine pe care la momentul potrivit o să-i nominalizăm pe fiecare în parte. Alături de ei sunt și cei care nu doar au înfrumusețat zidurile, ci au pus și și-au adus aportul la zidirea sufletească a tinerelor vlăstare are acestei urbi romașcane, a directoarei, doamna Craiul, și a educatorilor pe fiecare în parte, care prin atributul și prin osteneala lor au reușit să obțină în anul acesta acreditarea grădiniței în care copiii vor învăța să facă primii pași în viață pentru a se dezvolta armonios în frica lui Dumnezeu și cu credința că neamul acesta va dănui atâta vreme cât ei vor fi cu adevărat sănătoși din toate punctele de vedere. Alături de reabilitarea capelei s-a înfrumusețat parcul pe care îl vedeți în jur. O stenela tuturor celor care au dorit să participe și cu contribuția majoră a primarului urbei romașcane, domnul Ceamicu, și bineînțeles s-a reabilitat cabinetul de stomatologie. S-a construit acest foișor în care ne aflăm cu toții și meritul aparține multor aici pe care la momentul potrivit Maica Dionisia o să-i nominalizeze. Țin să le mulțumesc tuturor în nicio calitate, dar fiecare prin aportul său a făcut ca ceea ce avem astăzi aici să fie plăcut ochiului și dacă nouă ne place, cu siguranță sperăm și lui Dumnezeu să-i placă. Le mulțumesc tuturor pentru aportul adus, pentru contribuția pe care au arătat-o și disponibilitatea de care au dat dovadă și sperăm ca pe viitor să rămână fideli slujitori ai bisericii, apărători ai valorilor cultural-creștine și, bineînțeles, a familiei. Tuturor astăzi le mulțumesc și sperăm în apreciția voastră ca ceea ce vom face de acum înainte să fie pentru ei un stimul că se poate și mai bine, că se poate și mai perfect decât am făcut-o până acum. Vom începe în cele ce urmează slujba de binecuvântare și de resfințire a capelei, urmând ca după aceea
să dăm citire Hristovului de sfințire în momentul acesta și după aceea toate celelalte. Hristov de sfințire. Din milostivirea preasfintei trăimi s-a încheiat o nouă etapă de restaurare și conservare a capelei cu hramurile Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Evanghelist Ioan din parcul Melchisedec. Spațiu generos în care își desfășoară activitatea social-filantropică și culturală Fundația Episcopă Melchisedec a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Această capelă, potrivit firelor de istorie consemnate de-a lungul timpului, a fost ridicată în anul 1939 prin orsârdia epitropilor ce au purtat grijă de valorile testamentare lăsate de vretnicul ierarh cărturar Melchisedec Ștefănescu. Astfel, episcopul Lucian Triteanu, alături de economistul Vasile Bârgăoanu, respectând dorința marelui ierarh de a-i se ridica o capelă peste mormântul ce-i adăpostește rămășițele pământești, au zidit în anul 1939 capelă executată după proiectul arhitectului Ioan Berechet. Capela întregește ansamblu parcului fiind așezată central, alături de grădinița de copii, centrul social multifuncțional și vechea școală de cântăreți, ce astăzi este un spațiu pentru copiii preșcolari. Dintele nemilos ale vremii și-a pus amprenta asupra zidurilor acestor construcții lăsate în vremuri de prigoană comunistă să se risipească, pentru că odată cu reînvierea idealurilor de libertate și de exprimare a spiritualității neamului românesc după anul 1989, să vină și momentul de reînnoire, restaurare și consolidare a întregului ansamblu lăsat moștenire centrului eparhial de la Roman. În privința acestui spațiu ne-am ostenit imediat după anul 2000 să-l redobândim, pentru ca apoi să demarăm un amplu proiect de restaurare, consolidare și înnoire. Capela a fost refăcută în întregimea ei, astfel că la exterior s-a tencuit fațada și s-a înnoit acoperișul, iar la interior s-a recondiționat vechea pictură realizată de zugravul Iosif Keber. S-a refăcut piciorul Sfintei Mese, s-a recondiționat mobilierul, a fost sfințită de către noi în anul 2007, în luna mai, ziua nouă, când am stabilit și al doilea ocrotitor pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, a cărui zi de pomenire coincide cu perioada de pregătire a manifestărilor dedicate ilustrului ierarh Melchisedec Ștefănescu. În amintirea și spre consemnarea acestui moment liturgic și duhovnicesc, pictorul Ștefan Romică a zugrăvit pe frontispiciul capelei un triptic în care sunt reprezentați Arhiereul Hristos, Maica Domnului și Sfântul Ioan Evanghelistul. La acel moment au fost prezenți cler, oficialități și popor numeros, dând slavă lui Dumnezeu pentru cele ce s-au împlinit într-o sfânta lucrare. În anii ce au urmat, s-au realizat alte proiecte ce au vizat refacerea și înnoirea clădirilor ce astăzi își împlinesc menirea de a fi spații de formare a copiilor, de îngrijire și socializare a persoanelor vârstnice, de asistență medicală. După câțiva ani am început demersurile pentru canonizarea episcopului Melchisedec, un iubitor de cultură și de neam, astfel că în anul 2017 am hotărât să se aducă îmbunătățire la pavimentul capelei fundației ce-i poartă numele și își adăpostește osemintele. Pentru că lespedea mormântului era crăpată, a fost ridicată, iar sicriul ierarhului a fost strămutat în paracrisul eparhial, după care au fost demarate lucrări de înnoire. Astfel a fost renovată fațada, s-a înlocuit tabla cu foaie de cupru pe șarpantă, s-a restaurat pictura, s-a acoperit altarul de vară și s-au realizat aleile de acces. Toate aceste lucrări s-au împlinit sub coordonarea monahiei Dionise Așchiopu, director al fundației, cu sprijinul centrului eparhial și al părinților protopopi Alexandru Dragoș Munteanu, Ioan Negoiță
și Ioan Bârgăoanu, al unor stareți și alți preoți, precum și a unor oameni de bine ce au dorit să-și înscrie numele în rândul ctitorilor înnoitori. Sfârșindu-se această lucrare cu binecuvântarea lui Dumnezeu, astăzi, sâmbătă 6 octombrie, indictionul 2018, efortul tuturor se vede încununat prin săvârșirea la ceas de luminărină a slujbei de resfințire de către noi, Ioachim, din mila lui Dumnezeu, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. La acest moment haric au participat preacuviosul arhimandrit Pimel Costea, vicar administrativ, consilier, inspector și protopopi ai administrației eparhiale, alături de un sobor numeros de preoți, reprezentanți ai autorităților locale și mulțime de popor, aducând prin aceasta laudă lui Dumnezeu, care i-a învrednicit să rectitorească sfântul locaș. Dumnezeu să răsplătească și să sporească darul lucrătorilor, donatorilor, miluitorilor, binefăcătorilor, slujitorilor ce au rectitorit această capelă și să mântuiască pe toți cei ce se vor ruga cu credință în acest loc. Scrie, Doamne, în cartea vieții pe iubitorii locașului Tău cel Sfânt, veșnică pomenire fie ctitorilor înnoitori. Semnează în al preasfințitul Părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Binecuvântați, înalt preasfințite stăpâne! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sărășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cine trimite harul Dătătorul de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Cer trimite harul Dătătorul de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Cer trimite harul Dătătorul de viață și sfințește apa aceasta și o arată curățită de toate întinăciunile. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel cu nume mare, Părintele Domnului nostru Iisus Hristos, singurul care faci minuni fără de număr, al cărui glas este peste ape multe, pe care văzându-te apele sau temuși sau tulburat adâncurile și mulțimea vuietului apelor, al cărui umbre te este în mare și cărările în ape multe și pașii tăi nu se cunosc.
prin botezul unii a născut Fiului Tău celui întrupat și prin venirea Preasfântului Duh asupra lui chip de porumbel și prin glasul Tău cel părintesc ai sfințit curgerilor Danului pe Tine acum cu milință Te rugăm și cu stăruință cerem noi nevrednici robii Tăi, trimite harul Preasfântului Tău Duh peste apa aceasta și cu cerească Ta binecuvântare, binecuvintează-o, curățește-o și sfințește-o și dăruiește harul și binecuvântarea Iordanului și puterea care o curățește toată întinăciunea și care ridică toată neputința și alungă demonii și toate uneltirile și cursele lor. Și cu puterea, cu lucrarea, cu harul Preasfântului Duh, arată a fi tuturor robilor Tăi, care cu credință o vorbea, o vor lua, se vor stropi cu ea, să le fie spre iertarea păcatului, spre depărtarea patimilor și alungarea tot răul, spre mulțirea virtuților, vindecarea bolilor, spre sfințirea și binecuvântarea acestui așezământ și spre alungarea tuturor duhurilor celor perzătoare și răufăcătoare și spre apropierea harului Tău. Că Tu ești Cel care binecuvântezi toate, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor și Duhului Tău. Ca fetele voastre Domnului să le plecați. Ție, Doamne. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm împreună și unii a născut Fiului Tău și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra cerului potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Dumnezeul părinților noștri, căruia a fost bine plăcută și, și bine primită vărsarea unde lemnului pe care le-a turnat Iocov pe piatra pe care a pus-o stâlp și anumită casa lui Dumnezeu, Te rugăm. Caută și acum la unde lemnul acesta cu milă. Binecuvintează-l și sfințește-l cu cerească Ta binecuvântare și dă-i putere prin harul Preasfântului Tău Duh, ca toate câte spre slava Ta se vor unge cu el să fie sfințită, binecuvântată și ție bine primită și bine plăcută. Cu îndurările unii a născut Fiului Tău, care binecuvântat ești, Preasfântul și Bunul de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinților mucenici, care
miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Nu că ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru sănătatea și mântuirea sa. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Zește capela aceasta, praznic prea adormirii Maicii Domnului și Sfântul Ioan Evanghelistul, prin stropirea cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Mare Revir, pe numele Tatăl și a Fiului. Amin. Sfântului Duh. Amin. Sfinților voce. Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, Melchisedec, episcopul Valerian, arhiereul Ieronim, arhimandritul, preotul Petru, presbitera Anastasia, cu tot neamul lor cel adormit, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, că Tu ești învierea și viața și odihna sufletelor adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început, O Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte. Capela aceasta, închinată praznic prea adormirii Maicii Domnului și Sfântului Ioan Evanghelistul, prin stropirea cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mir, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pentru care rugăm, pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, titori binefăcători, înnoitori ai acestui sfânt locaș. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă, îți rânțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
acum și purea și în vecii vecilor. Să luăm aminte. Sfințește capela aceasta închinată Adormirea Maicii Domnului și Sfântului Ioan Evanghelistul printr-o pirea cu apă sfințită și pirea cu sfânt și mare sfânt. În numele Tatălui, amin. Și-a Fiului, amin. Și-a Sfântului Părinte Atotitorule, ce ce numai prin cuvântul tău ai făcut zidirea aceasta și la ființă ai adus-o cu negrăite cuvinte. Și înfrumusețându-o cu Duhul ceea ce se purta pe deasupra ei și ai adus-o și ai revărsat peste ea lumina soarelui spre înnoirea ei. Cel ce ai suflat pe slujitorul tău Moise, aduce aleasă laudă nespuse frumusețea făpturii tale, când a zis că ai văzut tu că lumina este bună și ai numit-o zi și noi, văzând zidirea aceasta și soarele prea strălucind, înnoindu-o în toate zilele, te slăbim pe tine, soarele, adevăratei zile și lumina cea înserată. Cel ce prin Fiul tău ai poruncit nouă a înnoi firea noastră prin Sfântul tău Duh, așa prin darul acesta al dreptății să strălucească acum soarele, iar zidirea toată să-și primească înnoirea sa, pe tine te rugăm și la tine ne cerim. Părintele Cuvântului Domnului și Dumnezeului nostru, caută cu ochi milostiv spre noi păcătoși și nevrednici robii tăi, rog care ne rugăm în această capelă adevăratul jertfelnic al slavei tale cele negrăite și trimite pe prea Sfântul tău Duh peste noi și peste toată moștenirea ta. Duh drept înnoiește în inimile noastre, și cu Tu, Stăpânitor, întărește-ne pe noi. Pace și bunăsporire dăruiește-ne. Iar celor care prin silința lor, cu dumnezeiască dragoste, au făcut înnoirea acestei capele, dă-le iertare păcatului și toate cererile ce îi răspre mântuire, deșteaptă-i pe dânsă într-o lucrare poruncile tale și le dă harul înnoirii Sfântului Tău Duh, ca fără de o sândă să se închine ție singurului și adevăratului Dumnezeu, și anume a născut Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, pe care L-ai trimis în lume și prea Sfântul Tău Duh, pentru rugăciunile sfinte nesătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea acestui sfânt așezământ, precum și a Sfântului Ioan Evanghelistul, ocrotitorul copiilor și ale tuturor sfinților tăi, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte. Sfințește capela aceasta închinată Sfântului Ioan Evanghelistul și prea sfinte născătoare de Dumnezeu Adormirea ei. În numele Tatălui, amin. Iar Fiului, amin. Și-a Sfântului Duh, amin. Sfinților mucenici care bine v-ați nevoit și v-ați încurunat, rugați-vă Domnului să se Domnului să ne plecăm. Ție, Doamne! Doamne, Dumnezeul nostru, El ce a așezat în ceruri cetele oștile îngerilor și ale arhanghelilor spre slujba slave tale,
ca împreună cu intrarea noastră în capela aceasta, să fie și intrarea Sfinților Îngeri care slujesc împreună cu noi și împreună să vezi bunătatea ta. Ție să cuvine toată slava, ființa și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Iară și iară, cu milință plecând genunchi inimilor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, care ai arătat biserica aceasta locaș al Tău prin venirea Sfântului și de viață Făcătorul Tău Dumnezeu, în cinstita ungere care a sfințit pe proroci și apostoli și a îngăduit să intre în Sfântul Altar numai cei sfințiți de Tine. Dar această biserică sfințită în numele Tău și în cinstea Adormirii Maicii Tale și a Sfântului Ioan Evanghelistul și ajunsese să nu se mai poată săvârși în ea Sfintele Taine din pricina stricăciunii care era, a trebuit să se înnoiască prin alți oameni care nu au asupra de Sfântul Dar al Preoției. Deci, socotind că acești oameni nesfințiți, umblând prin ea, poate să fi săvârșit oarecare lucruri necuvincioase care ar aduce vreo întinăciune Sfinte Tale Biserici, venim acum cu credință și o sârdie la Tine care ești adevărata curăție și sfințenie și cu umilință Te rugăm, caută cu ochiul Tău milostiv și iarăși ne primește pe noi și curățește-o pe ea de întinăciunea ce i s-a întâmplat și o arată plină de curățenia și sfințenia ce a avut mai înainte, ca să putem înălța în ea jertfele curate și fără de sânge, căci numai Tu singur poți sfinți pe cei care își întorc inima către Tine și a ne curăți pe noi de tot, de totul, de toate păcatele, săvârșite în lumea aceasta, că Tu ești sfințirea noastră. Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Bravo în casa Ta, închinam în vesprii Sfântă Biserica Ta, într-o frica Ta. Doamne, Tu măsuiești mă de dreptatea Ta, de pricina dușmanilor mei, îndreptează de mea calea Ta. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Mulțumim Ție, Doamne Dumnezeule, că harul pe care l-ai riversat peste Sfinții Tăi Apostoli și peste cuvioșii părinții noștri, după multa Ta iubire de oameni, ai îmbrăcit să ajungă și până la noi păcătoși nevrednici, robii Tăi. Pentru aceasta ne rugăm Ție, Stăpâne mult milostive, umple de slavă și de sfințenie și de dar jertfelnicul acesta, ca să se prefacă jertfele acelea fără de sânge și se vor aduce Ție pe el, în preacuratul trup și cinstitul sânge al unui născut Fiului Tău, ale Omului și Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, spre mântuirea întregului Tău popor și nevrednicii noastre. Să fie Dumnezeul nostru, să-i slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinților Slavă Ție!
luminează tuturor, veniți de primiți lumină. Biserica, unirea
această biserică, Fiul oamenii. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ai trimis pe Ioan și pe Petru în cetatea Ierusalimului ca să pregătească să mănânci Paștele în foișorul cel sfânt al casei lui Ioan Marcu, în care îi săvârșiți cea din tâi liturghie. Cel ce te-ai numit pe tine însuți a fi piatră din capul unghiului a toată zidirea ce se înalță spre dauda lui Dumnezeu trăime și spre mântuirea oamenilor. Tu, cel aceea asemenea nouă ai însetat și ai venit să scoți apă din izvorul lui Iacob, păgăduind tuturor celor ce cred într-o tine că apa pe care tu o vei bea se va face în ei izvor de apă spre viață veșnică. Pe tine te rugăm, binecuvintează pe toți ctitorii acestui aghiasmătar sfințit cu venirea Duhului tău celui sfânt, ocrotitor avându-l pe Melchisedec Ștefănescul, episcopul cel sfânt, și pe toți cei care se vor ruga aici, slujitori și credincioși, precum ai binecuvântat pe apostolii care într-un cuget stăruiau în rugăciune împreună cu femeile mironosițe, cu Marta și Maria și cu frații tăi, atunci când la cincizecime le-ai trimis pe Duhul tău cel sfânt. Fă ca locul acesta să fie loc de curăție și înnoire trupească și sufletească, precum Iordanul a fost pentru Neemia, precum stânca Horebului pentru fiii lui Israel, precum vitezda pentru slăbânocul care zecea de 38 de ani, precum siloamul pentru orbul din naștere și precum fântâna lui Iacov pentru femeia din Samaria. Că Tu însuți, Hristoase, ai făgăduit tuturor celor ce cred într-o Tine apă spre viață veșnică. Pomenește, Doamne, Dumnezeul nostru, pe toți ctitorii, donatorii și binefăcătorii sfintelor noastre așezeminte, vii și adormiți, răsplătindu-le după faptele și făgăduința fiecăruia într-o împărăția cerurilor. Că Ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui celui fără de început, și Preasfântului și Bunuși de viață, Făcătorului Tău, duc acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte. Se binecuvintează ce se sfințește foișorul acesta închinat episcopului Melchisedec Ștefănescu prin stropirea cu această apă sfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Biruință bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Biruință bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, deja noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, preacuvioase Părinte, binecuvintează! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu ale Sfinților Măriților și întotlăudați Apostoli, cu ale Sfinților preacuvioși și Dumnezeu purtător, Părinții noștri, cu rugăciunile Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, ocrotitorului capelei acesteia, ale Sfinților și Drepților Dumnezei și Părinții Acrișana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Preasfinția voastră, vă mulțumim că prin arhierescul har ați sfințit această capelă, binecuvântând astfel efortul tuturor care s-au implicat. Fără susținerea echipei și a binefăcătorilor noștri, nu am fi reușit ca în această zi să ne bucurăm de sărbătoarea care s-a creat. Ca pentru care îmi cer dinainte scuze dacă voi omite pe cineva,
Aș dori să încep mai întâi mulțumindu-vă în al preasfinției voastre și centrului eparhial pentru tot sprijinul pe care ni-l acordați permanent, deoarece sunteți ctitorul înnoitor al acestui lăcaș. Noi, binecuvântarea în al preasfinției voastre, acordăm diplome de recunoștințe, de recunoștință și și o plachetă domnului primar Lucian Ovidu Micu, care prin bunăvoința sa am reușit să amenajăm și să modernizăm parcul de copii, ne-a pus la dispoziție prima. O echipă plină de bunăvoință care ne-a ajutat să finalizăm această lucrare. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Acordăm diplomă de recunoștință prea cucernicului părinte Protopop Ioan Bârgăoană, care ne-a ajutat la finalizarea acestui... Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Prea cuviosului părinte Protosinghel Pahomie Partene, de la Mănăstirea Sfântul Antipa Calapodești. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este! Prea cuviosului părinte arhimandrit Macarie Costea, de la Mănăstirea Rung. Vrednic este! Vrednic este! Pentru sprijin în activitatea filantropic-misionară pe care o desfășurăm. Prea cuviosului părinte Protosinghel Benedict Car. Preacuviosului părinte Protosinghel Nicolae Danilă, de la Mănăstirea Giurgeni. Preacuviosului părinte Protosinghel Ghenadie Catargiu, de la Mănăstirea Plopana. Preacuviosului părinte Arhimandrit Zenovie Grigore, de la Mănăstirea Nechit, care nu este prezent, dar are sunt aici. Preacuviosului părinte Protosinghel Alexie Lazar, ucenicul părintelui. Preacucernicului părinte Cătălin Constantin Rotaru, de la parohia Slobozia Urechești. Domnului Dumitru Oatu, pentru sprijinul acordat. Domnului Remus Ștefan Pictoru, care ne-a restaurat această pictură. Părintelui Protopop Ioan Negoiță. Doamnei Cecilia Podoleanu, domnului Ignat Petru, domnului Cezar Păduraru. Mulțumim tuturor care ne-au sprijinit, întregului protopopiat roman și alți binefăcători. Aplauze. În apărea Sfinția voastră, în cele ce urmează, îngăduiți-mi să îl invit alături de noi pe Părintele Protovo Dragoș Munteanu, a cărui osteneală și implicare la restaurarea și la amenajarea frumosului parc Melchizedec este de necontestat, drept pentru care a propune la înaprea Sfinției voastre și cu binecuvântarea am cerut în albrea Sfințitului Mitropolit Teofan să îi acorde o distinție de vrednicie, și anume Crucea Moldavă, cea mai înaltă distinție a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, pe care îngăduiți-mi să-i dau citire.
Crucea Moldavă, simbol al dreptei credințe în Sfânta Treime, a iubirii jertfelnice în învierea Domnului Iisus. Crucea Moldavă este oferită Părintelui Preacucernic, Părinte Protopop Dragoș Alexandru Munteanu, ca expresie a prețuirii deosebite și a binecuvântării sfinte din partea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Anul Mântuirii 2018, luna octombrie, ziua 6, semnează în alta Sfântul Părinte Ofan, în capătul Moldovei și Bucovinei. Vrednic este! 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 Vrednic este. Vrednic este, vrednic este, vrednic este. Și pentru că Părinte Dragoș n-ar fi putut realiza nimic fără un imbold substanțial din partea Maicii Dionisie, îl rugăm să ne spună câteva gânduri Părintele Dragoș, cum se simte acum când poartă la gât Crucea Moldavă? În al preasfințite Părinte Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Bacăului, iată, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, și anul acesta avem ocazia să ne întâlnim din nou cu tinerii la început de drum în fața cărților deschise în cadrul proiectului social, filantropic, cultural, lăsați copiii să vină la mine și nu îi opriți. Și anul acesta, poate pentru a doua oară, dacă putem să spunem, am încercat, la îndemnul înalt preasfințitului Părintele nostru Ioachim, cu sprijinul preoților din protopopiatul nostru, să venim în ajutorul copiilor cu anumite nevoi financiare pe care părinților nu au putut să le acopere și am sprijinit și anul acesta cu peste 200 de ghiozdane, o parte dintre ele vor fi dăruite și în această zi de către ierarhul nostru acestor copii dragi, cărora le dorim încă o dată un an școlar binecuvântat și plin de împliniri. În timpul slujbei de târnosire a acestei capele am stat și m-am privit acești copii și mi-am dat seama că nimic nu este întâmplător. Prezența acestor copii este un act divin, chiar dacă voința a fost a noastră. Atât de mult și-a dorit episcopul Melchisedec această curte să fie o casă de copii care să ocrotească copiilor, o grădină de copii deosebită în care să crească și să dezvolte frumos viitorul nostru al tuturor. În alt preasfinția voastră, nu cred că aș întrece măsura dacă aș imagina în cele ce urmează o frescă în care în alt preasfinția voastră ați purta și ridica pe brațe pentru a dărui lui Dumnezeu aceste clădiri, acest centru social filantropic de servicii, dar în primul rând această capelă deosebită pe care o înălțați spre dăruire Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Am primit acest rang onorifu și vă mulțumesc și în al preasfinției voastre și Părintelui Mitropolit Teofan pentru dragostea ceea ce și-o revarsă asupra preoților din Mitropolie. Dar eu am în suflet îndemnul în al preasfinției voastre, pe care încă din anul 2000 îl cultivăm, acela de a păstra, de a primi, de a înfrumuseța și, în primul rând, de a da mai departe ceea ce am primit de la înaintașii noștri. De aceea, în al preasfinția voastră, în numele preoților din protopopiatul roman, vă mulțumim pentru toată dragostea pe care ne-o purțat și încă o dată rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă durească sănătate și să vă îndepliniți toate visele care sunt necesare pentru mântuirea noastră și pentru propășirea Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. Vă salutăm dreapta! O meritați, Părinte Dragoș. S-o purtați cu cinste.
la prezenția voastră în cele ce urmează, îngăduiți-ne să ne îndreptăm atenția către anfitrionul acestei activități de aici, de la Fundația Melchisedec Ștefănescu, mai precis asupra Maicii Dionisia, cea care a dinamizat activitatea de aici și a însuflețit pe toți cei care și-au pus umărul pentru a ridica ceea ce se vede. Iar pentru aceasta ne-am gândit să vă aplecați și asupra activității pe care a desfășurat-o Maica Dionisia și pentru înțelepciunea și râna de care a dat dovadă, pentru ascultarea și pentru modestia cu care a participat la derularea acestor activități, să-i acordați o distinție, cea pe care se poate acorda maicilor. Și cu îngăduința în aprețiția voastră, dăm citire gramatic iriarhale, care atestă această onorabilă distinție iriarhală. Gramată chiriarhală. Noi, Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în numele Preasfintei Treimi, Dumnezeul nostru, Cel ce întru Sfinți se odihnește și de oameni se preaslăvește, pentru această aleasă și sfântă zi, închinată Sfântului Apostol Toma, luând act de strădania și binecuvântata lucrare ce se săvârșește aici, și la resfințirea acestei sfinte capere, metochiriarhală închinat, adormirii preasfintei născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria și Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, din protopopiatul roman județul Neamț, oferim cu părintească dragoste preacuvioasei monahii Dionisia Șchiopu, director Fundației Episcop Melchisedec Roman, distinția onorifică de stavroforă pentru înțelepciunea, râvna, neobosită lucrare, saturnicia și smerită ascultare pe care o manifestă pentru slujirea Mântuitorului Hristos și a aproapelui. Rugăm pe milostivul Dumnezeu să-i dăruiască putere în împlinirea misiunii încredințate. Semnează înalt preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Vrednică este! Vrednică este! Vrednică este! Vrednică este! Vrednică este! Axios! Axios! Evident că ar fi mulți de felicitat, de al cărui nume ar putea fi pronunțat aici sau înscris undeva într-o cronică cu litere majuscule. Faptul că ați venit toți aici în fața capelei unde a odihnit Sfântul Melchisedec, pentru faptul că ale relicvele lui s-au scos și evident mormântul lui s-a amenajat, capela unde a fost el de asemenea, servilele sunt de la centrul eparhial până Dumnezeu va rândui, poate să le expunem, dar aceasta este voia lui Dumnezeu și al Sfântului Melchisedec. În ceea ce ne privește, vă mulțumim din tot sufletul pentru această sărbătoare la care ați participat, faptul că ne aducem aminte de cei care au urmat și au fost înaintea noastră învățători, oameni care au marcat timpul lor, au transfigurat timpul, au făcut din țara aceasta grădina Maicii Domnului. Ei bine, iată și noi, în plan mai mic, am refăcut grădina lui Melchisedec, grădina de copii, și mă bucur că, în mod simbolic, am deschis aici, în fața Sfântului Melchisedec, anul școlar, pentru faptul că anul școlar de fiecare dată vibra în mintea, în inima Sfântului Melchisedec, întrucât el iubea mult copiii, iubea școlare, iubea pe cei silitori care se străduiau să învețe bine și care îi pregătea, îi trimitea în străinătate sau la unele universități din țară pentru a desfășura bagajul de cunoștință. Așa și noi îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile care le revarsă asupra noastră, îi mulțumim pentru faptul că ne dăruiește pace din pacea sa, ne dăruiește lumină din lumina sa,
ne dăruiește har din harul său, ne dăruiește energia necreată în virtutea căreia sionăm prin labirintul acestei lumi către Împărăția lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu pentru toate, vă mulțumim dumneavoastră, profesori, educatori, părinților care sunteți din ținutul acesta binecuvântat a Romanului, care aveți grijă de popor și îl conduceți înțelept și cu demnitate către limanurile mântuirii, de asemenea, mergând prin pe cărările acestei lumi, pe cărările acestui neam binecuvântat și din țara noastră, și să ajute Dumnezeu să ne reîntâlnim, așa cum spunea Părintele Paise de la Sihăstria cândva, să ne întâlnim toți la poarta Raiului. De vreme ce facem din ținutul acesta în care Dumnezeu ne-a dăruit să viem și să existăm o grădină a Maicii Domnului. Putem ajunge în grădina aceea de vreme ce desăvârșim, înfrumusețăm grădina din jurul nostru sau acolo unde ne-a lăsat Dumnezeu să locuim. Slavă lui Dumnezeu pentru toate, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Înalt preasfințitului părintelui nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, dă-i, Doamne, viață lungă în pace cu sănătate, bună sporire în propovăduirea cuvântului Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos și în conducerea poporului celui binecredincios pe calea mântuirii, și îl păzește într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! Presăpânul și arhiereul nostru, Doamne, îl păzește! Doamne, îl păzește! Într-un mulți ani, rând și dumneavoastră, preacuvioși părinți, preacucernici părinți, preacuvioase maici, preacucernici părinți, dragi elevi ai seminarului, tineri, distinse autorități centrale și locale, județene, dumneavoastră, preacucernici părinți, vă dorim multă sănătate, bună sporire întru toate și vă mai dorim ceva, în mod special, amintiți-vă că Dumnezeu, când a propovăduit Evanghelia prin Fiul Său cel Preaiubit, între altele, Hristos a spus așa, cuvântul vostru să fie da, da, și ce este nu, nu. Ce este nu, nu, este de la diavol. Și ce este mai mult tot de la diavol, pentru faptul că diavolul nu voiește comuniune, comunicarea, comunitatea, care presupune iubire în Iisus Hristos. Deci, voi aveți de asemenea o alternativă și fiecare dintre voi, care are dreptul de vot, să meargă astăzi sau mâine, și să voteze da sau nu. Eu nu vă spun ce, dar în orice caz, analizați bine lucrurile și dacă nu înțelegeți ceva, după ce votați, veniți la noi și vă stăm la dispoziție să vă explicăm orice detaliu, din punct de vedere bisericesc, din punct de vedere canonic, din punct de vedere al regulamentelor și al legilor țării. Ei bine, aceasta vă cer chiar ca o poruncă, pentru faptul că, cum Hristos, poruncă nouă vă dau vouă să vă iubiți unii pe alții. Pentru faptul că însuși Hristos ne-a spus atunci când este nevoie să dăm cezarul ce este a cezarului și Dumnezeu să dăm ceea ce este a lui Dumnezeu. Deci iată că vă binecuvântăm și Domnul binecuvântează pașii celor care îndreptează către Domnul și atunci mergeți și alegeți ceea ce simțiți, ceea ce consimțiți, ceea ce credeți voi că este bine pentru acest binecuvântat popor care a știut să sioneze prin istorie ca cu corabia lui, respectând regulile studiate, ferindu-se de acele iceberguri care putea să îl nimicească. Dumnezeu ne-a dat, noi facem parte dintr-un popor creștin și deci Dumnezeu este cu noi pentru faptul că dintr-un început sămânța Evangheliei a rodit în țarina aceasta care a devenit grădina Maicii Domnului.
să vă binecuvânteze Dumnezeu, să trăiți cu toți într-un mult și fericit an. Mulți ani trăiască tuturor! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți. Inima la trecători, vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații, cu inima la trecători. Ardealul, ardealul, ardealul ne cheamă, nădejdea e numai la noi. Să rugăți copile, părinții și frații, și apoi să mergem la război.